Să fie laudată și slăvită preasfântă și nedespărțită treime, în vecii vecilor. Amin. Preasfințite Aurel Perca, episcopul auxiliar de Iași, Monsignor Alois Fechet, vicar episcopal pentru viața consacrată, preacucernici părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi persoane din Asociația Laicii Iubirii Milostive, iubiți copii și tineri, iubiți credincioși, cu inima plină de bucurie și de recunoștință, ne-am adunat în jurul altarului să aducem mărire lui Dumnezeu Tatăl, care ne-a creat, mărire Fiului, care ne-a răscumpărat, precum și mărire Duhului Sfânt, mângăietorul și sfințitorul sufletelor noastre. Binecuvântată să fie preasfânta treime. Dumnezeu, cel atotputernic și preasfânt, s-a arătat plin de îndurare și de bunătate. El este acela care a iubit așa de mult lumea, încât ni l-a dat pe Fiul Său, unicul născut, așa cum am ascultat în fragmentul Evangheliei, iar Fiul întrupat ni l-a trimis pe Duhul Sfânt. Astăzi, biserica întreagă sublinează într-un mod cu totul deosebit acest mister al unității lui Dumnezeu în trei persoane, mister care constituie fundamentul vieții noastre creștine. În această mare solemnitate dorim să-L preamărim pe Dumnezeu și să-I mulțumim și pentru darul beatificării fericite speranța lui Iisus, care a avut loc în Italia, la Sanctuariul Iubirii Milostive din Colle Valenza, județul Perugia, în ziua de 31 mai. De față, sub pupitru, aveți postretul ei, care o reprezintă zâmbind, cu brațele deschise și primitoare. În scrisoarea apostolică pentru beatificare, Papa Francisc scoate în evidență la Maica Speranța trei merite deosebite. Ca martora a blândeței lui Dumnezeu, mai ales față de cei săraci. Ca fondatoare a doua congregații de viața consacrată, slujitoarele și fiii iubirii milostive, și ca promovătoare a sfințeniei la clerul diocesan. Fericita Maica Speranța a fost o femeie cu un caracter excepțional. A desfășurat o bogată activitate ca ucenică a iubirii milostive, căreia i-a consacrat întreaga viață și i s-a dăruit lui Dumnezeu pentru a-L face cunoscut tuturor ca un tată bun, îndurător și plin de milă. Dumnezeu este un tată care iartă, compatimește, așteaptă. Dumnezeu știe doar să iubească și iubește chiar și pe păcătoșii ce mai îndrăjiți. În scrierile sale se citește: Bunul Iisus este pentru toți un tată bun și ne iubește cu o iubire infinită, ce nu face distinții. Chiar cel omul cel mai pervers, cel mai mizerabil și mai abandonat, este iubit de Iisus cu o duioșie imensă. Iisus este pentru el un tată și o gingașa mama. Care a fost secretul vieții sale spirituale? Desigur, unirea cu Iisus, mai bine spus, cu bunul Iisus, așa cum îl chema pe Iisus, cu inima și mintea fixate în El și a pus în El toată încrederea, toată nădejdea, chiar și în clipele cele mai întunecoate ale vieții sale. Această umila și strălucitoare ucenică a iubirii milostive
trăiește cu privința ațintită asupra răstignitului și, sorbând izvorul apei vii din coasta lui străpunța, ai asuma sentimentele lui. Spunea Maica Speranța, aici am învățat să iubesc. Care a fost școala vieții sale? Cu siguranță crucea. Și Iisus, iubirea milostivă, învățătorul său, a face voința lui Dumnezeu, a se încredința providenței, a iubi crucifixul, simbol al iubirii milostive lui Dumnezeu. Acesta este programul de viață a Maicii Speranța, care îl imita astfel pe Mântuitorul Divin, Fiul ascultător al Tatălui Ceresc. Prin această credință nelimitată, ea a înfruntat momentele obscure ale răului, neînțelegerii și umilințelor, ieșind purificată și întărită în vederea urmării otărărilor sale privitoare la sfințenie. Existența Maicii Speranța a lui Iisus a fost o cursă spre sfințenie. Sfințenia înseamnă ca noi să trăim în Iisus, iar Iisus să trăiască în noi, mai întâi prin dorință și apoi prin lucrarea în stăpânire. Neliniștea sa permanentă consta în sfințirea cu orice preț. După cum scria în jurnalul său în data de 20 noiembrie 1941. De aceea, din inima ei, izvorau des îndemnurile precum: Fiica mea, devino sfântă! Îndemnul la sfințenie nu era adresat doar persoanelor consacrate, ci și laicilor, mirilor, tinerilor și copiilor și tuturor acelor pe care îi întâlnea. Sfințiți-vă, fiii mei, eu mă voi ruga pentru că voi să vă sfințiți. Maica Speranța s-a născut în anul 1893 în Siscar, comuna Santumera, județul Murcia, în sudul Spaniei. La vârsta de 7-8 ani, copila Speranța este condusă în casa parohului din Santumera, unde este educată de cele două surori ale sale. În acele vremuri, prima sfântă împărtășanie era mânată până la vârsta de 12 ani, dar copila Speranța, împinsă de marea dorință de a-L primi pe Iisus mai înainte de momentul fixat, ziua în care i s-a ivit ocazia potrivită, când lipsind părintele paroh, venise în locul său un preot care nu o cunoștea, a participat la Sfânta Liturghie. Și când a sosit momentul Sfintei Împărtășanii, s-a așezat în rând cu ceilalți pentru a-L primi în sfârșit pe Iisus. După Sfânta Împărtășanie, s-a retras în profundă meditație în capela Preasfintei Fecioare Maria, stând de vorbă cu Iisus, până când câteva femei, care s-au dat seama, au venit să o dojenească pentru brașnicia ei. Copila însă a rămas liniștită, gândindu-se doar să-i ceară lui Iisus să rămână în inima ei. Îi era cu adevărat frica că nu i s-ar mai fi dată posibilitatea să-l primească mai înainte de a împlini 12 ani. Ei se gândea în inima ei, să fură în fiecare zi pe Iisus nu se poate. Din acel moment s-a născut între ea și Iisus al său un profund raport de intimitate, care va dura toată viața. Înțelesese deja ceea ce mai mult târziu avea să scrie: prezența bunului Iisus este baza sfințeniei, este fundamentul perfecțiunii și rădăcina tuturor virtuților. Și în exterior viața ei se schimbase. Nu mai sarea coarda de frică ca nu cumva saltând să-L deranjeze pe Iisus, prezent în sufletul ei.
A devenit mai meditativă, mai retrasă, preocupându-se doar să stea împreună cu prietenul său ceresc. Această umilă creatură, care s-a născut într-o familie foarte săracă, prima dintre 9 frați, și-a dedicat toată viața în favoarea persoanelor necăjite și nevoiașe. La Crăciunul anului 1927 are loc un episod decisiv pentru a înțelege planul pe care Dumnezeu le are cu ea. Maica Speranța face parte dintr-o comunitate din Institutul Misionarelor Claretiane în strada Toledo, la Madrid. Casa în care locuia nu aparținea congregației claretiane, ci unei asociații de doamne catolice. Maica Speranța pregătise cu ajutorul Providenței un prânz pentru aproape 400 de săraci flămânzi, care ocupaseră întreaga casă. La un moment dat, o doamnă din asociație apare și începe să o dojenească pe Maica Speranța, care relatează în jurnalul său în felul următor. Foarte supărată și sigură de sine, această doamnă mă întreabă: cine a permis să intre toți acești oameni și să murdărească totul? Nu, doamnă, nu au venit să murdărească și să mănânce. Asta este Crăciun și pentru ei. Și doamna a replicat: să fii atentă și alta dată să nu mai aduci toată această lume în casă. Asta o voi putea face când casa va fi a ta. Și a plecat. Eu, continuă Maica Speranța, m-am dus din nou în capela la Domnul și am simțit că Bunul Iisus îmi spunea: Speranța, acolo unde săracii nu pot intra, nici tu nu trebuie să intri. E timpul să pleci din această casă. Maica Speranța muncea mult pentru a le putea veni în ajutorul celor nevoiași, pe care îi sprijina cu bani, hrana, haine, care le dăruia din timpul și din eforturile ei. A ajutat pe toți, cu tot ce putea. Gazduia familiile fără un acoperiș deasupra capului, se îngrijea de soldați răniți și epuizați de război, fără să facă vreo deosebire între ei în privința naționalității sau crezului politic. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a deschis o cantină pentru lumea din cartier, la Roma, ajungând să avea de o mâncare la peste 1000 de persoane pe zi. Caritatea ei se exprima prin opere de milostenie trupească, dar și prin opere de milostenie spirituală, excelând în cea de-a doua categorie, căci Maica Speranța stia să consoleze, dar și să certe, să ierte, să învețe, să suporte și să se roage. De multe ori ai apărat pe denigrători săi în fața autorităților, gândindu-le chiar și o justificare. Spunea despre ei că sunt orbiți de patima și de diavol și că Dumnezeu s-a folosit de ei pentru ca ea să se sfințească tot mai mult. În noaptea de Crăciun a anului 1930 la Madrid a înființat Congregația Slujitoarelor Iubirii Milostive și pe 15 august al anului 1951 la Roma a înființat Congregația Fiilor Iubirii Milostive, pentru ca să însoțească pe preoții aflați în dificultate materială și spirituală. Cu această congregație, fericita Maica Speranța arată o atenție deosebită față de preoții diecezani, mai ales bătrâni, față de care se îngrija cu generositate. Așadar, era profund mamă, cu o predilecție deosebită față de cel care suferea în privința sănătății și față de cel care trecea prin dificultăți. În cele din urmă, fericita Maica Speranța a poposit într-un mic ținut rural, Collevalenza, din regiunea Umbriei, Italia, aproape de Assisi, unde a trasformat o pădure
numită Roccolo, loc de prins păsării cu plasele, într-un roșel al milostivirii, ridicând un mare sanctuar dedicat iubirii milostive a lui Dumnezeu. Acest sanctuar de la Collevalenza a devenit un batatorit loc de peregrinaj și rugăciune pentru numeroși credincioși din lumea întreagă. De aici, fericita Maica Speranța duce mai departe misiunea care i-a fost încredințată, conducând la Bunul Iisus mai multe persoane care sunt setate de Dumnezeu și dornice de îndurarea sa, așa cum o spunea mereu dânsa. Trebuie să fac astfel încât oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu nu ca un tată jignit pentru nerecunoștințele fiilor săi, ci ca un tată bun, care caută în toate felurile să consoleze, să ajute și să facă fericiți pe proprii fii. Păi urmărește și ai căuta cu o dragoste neobosită, ca și cum n-ar putea fi fericit fără ei. Maica Speranța a trecut la cele veșnice pe data de 8 februarie 1983 la Collevalenza. La încheierea acestei reflexii, iubiți credincioși, vreau să vă propun actualitatea mesajului Fericite Speranța lui Iisus, pe care cardinalul Angelo Amato a repropus-o numeroșilor credincioși în timpul beatificării, ca reprezentant al Papei Francisc, sâmbătă 31 mai 2014, la Sanctuarul Iubirii Milostive din Collevalenza. Nu răvniți la funcții înalte și lăsați-vă atrași de cele modeste. Nu vă considerați pe voi înși vă înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Aveți în vedere să faceți bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este posibil, atât cât depinde de noi, trăiți în pace cu toți oamenii. De aici urmărește invitația conclusivă de a redescoperi vocația la sfințenie. Viața să fie o cursă spre sfințenie, pentru că lumea are nevoie de persoane sfinte, care să știe să învingă răul cu binele. Așadar, iubiți credincioși, să renuim încrederea noastră în Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, care ne iubește și are grijă de noi. Să-i mulțumim pentru privilegiul de a fi fii săi prea iubiți și dorim să demonstrăm acest lucru prin mărturia vieții noastre, așa cum a făcut și fericita Maica Speranța lui Iisus. Să fie laudată și slăvită prea sfântă și nedespărsită treime, în vecii vecilor. Amin.